Vizită onorifică în județul Bihor, ambasadorul Suediei în România, excelența sa Therese Hayden, a vizitat municipiul Oradea, fiind plăcut impresionată de faptul că orașul este în plină dezvoltare și remarcând frumusețea aparte a acestuia. The first time I was able to go to Oradea, but I can tell you it's not the last time. I want to come back because it's a beautiful city. I only visited, I flew in and I only visited it walking in the city center, but I think what the city hall has been doing in terms of making this beautiful, making use of the beautiful buildings is really important to make it an accessible city for pedestrians, for people to enjoy the city center. Excelența sa a felicitat oamenii de afaceri din județul Bihor, care prin investițiile semnificative contribuie la dezvoltarea zonei. Today I've also met, of course, with the Mikula brothers, who are Swedish and Romanian and Swedish investors in this region since many, many years. I understand this has been a long-term commitment on behalf of these companies, and they continue to uphold their work here. I know that they are also very supportive, and of course, paying the taxes to this city, it is helping the city to keep improving. Mulțumesc foarte mult, excelențe sale, doamne ambasador al Suediei, pentru vizita pe care ne-a făcut-o și onoarea pe care ne-a făcut-o. Este o bucurie, pentru că noi am început aceste investiții suedeze cu aproape 30 de ani în urmă, sau chiar peste 30, unele dintre ele. Am depus foarte multe eforturi ca să putem crea aceste locuri de muncă, să aducem aceste utilaje și echipamente de cea mai înaltă clasă. Din Suedia am plătit statul român peste 2 miliarde de euro taxe și impozite, plus salarii, plus toate celelalte, arată oarecum dimensiunea și contribuția, negația pe care am avut-o ca să construim aceste fabrici și să creăm aceste locuri de muncă. Suntem foarte bucuroși că am primit-o la sediul nostru pe doamna ambasador a Suediei. Dânsa n-a putut să viziteze fabricile noastre din cauza pandemiei, dar ne-a promis când se mai liniștesc lucrurile o să vină cu plăcere, să vadă investițiile pe care le-am făcut, de care suntem foarte mândri, unde lucrează mii de oameni. Și din punctul acesta de vedere, zicem noi că ne facem datoria față de România, față de Suedia, de unde am importat echipamente și am adus de zeci și zeci de milioane de euro tehnologie. Proiectele de infrastructură și transport în comun au fost de asemenea discutate împreună cu excelența sa, Therese Hayden, în vederea dezvoltării durabile a zonei Bihorului.